Bine ați venit la horoscopul 2022! De ce acum? Pentru că acum suntem la una dintre cele mai importante date care vă va schimba viața. Nu cred că cei care l-ar fi vizionat din 2021 ar fi notat toate datele importante acum cred că vor fi proaspete în mintea voastră și veți ști cum să evitați lucruri nefaste. Această dată este 8 februarie 2022. Mai întâi de toate ce înseamnă horoscop? Adică horo, hora, ora, timpul nașterii și scop este scopul vieții din momentul în care ai respirat ca nou născut. Crezi în astrologie? Este o întrebare. Sau ar fi bine să cred în astrologie? A doua întrebare. Nu este o chestiune de credință. Atitudinea științifică pe care ar trebui să o luăm cu privire la orice subiect este dacă este adevărat. Legea gravitației a funcționat la fel de eficient înainte de Newton, ca și după el. Cosmosul ar fi destul de haotic dacă legile lui nu ar putea funcționa fără aprobarea credinței umane. Charlatanii au adus știința stelară antică la discreditul actual. Astrologia este prea vastă, atât din punct de vedere matematic, cât și din punct de vedere filozofic, pentru a fi înțeleasă corect cu excepția oamenilor cu o înțelegere profundă. Sri Yukteswar, din cartea Autobiografia unui Yogi spunea Un copil se naște în acea zi și la acea oră când razele cerești sunt în armonie matematică cu karma lui individuală. Cei care doresc această carte vor avea un link în descriere. Nu fac reclamă, ci pur și simplu vă ajut să vedeți care este cartea și este la alegerea voastră de unde o cumpărați. Horoscopul său so, acestui copil este un portret provocator, care dezvăluie trecutul său inalterabil și rezultatele probabile viitoare ale acestuia. Dar harta natală poate fi interpretată corect doar de oameni cu înțelepciune intuitivă, aceștia sunt puțini. Astronomia, matematica a avut o dezvoltare superioară în 3100 înainte de Hristos sau perioada neolitică care se încheie în Egiptul Antic. Într-o lume imperfectă nu ar trebui să respingem înțelepciunea cu înțeleptul. O remarcă sinceră, personală. Niciun horoscop general nu poate fi compatibil. Poate nu vă regăsiți deloc. De ce? În primul rând, aveți o hartă personală. Unii aveți o treime din fiecare semn zodiacal. Ca ascendent un semn zodiacal, luna în alt semn zodiacal, soarele în alt semn zodiacal. În plus, Orice tranzit personal este în funcție de poziția unică a planetelor în propria hartă. Pentru unii poate fi foarte benefic, pentru alții poate fi nefast. Ceea ce vedeți, auziți în media, este generalizare. Deci nu vă puteți identifica cu tot ceea ce vi se spune. Un horoscop zilnic general nu are nicio reacție importantă la nivel macro și științific, ci doar tranzitul personal zilnic. Voi decideți să vă cunoașteți pe voi, nu astrologul. Din momentul în care aveți capacitatea de a dori să înțelegeți astrologia, asta înseamnă că veți încerca să vă cunoașteți și să folosiți informațiile pentru a vă crea o viață mai bună trecând prin încercările vieții. Toate aceste lucruri vor fi dispuse pe acest canal poziții ale planetelor care se vor afla atât în tranzit cât și la voi în harta voastră personală pentru a vă înțelege. Dar combinațiile planetelor sunt total diferite, unice pentru fiecare. Omul este un suflet și are un corp energiile Universului sunt în deplină armonie cu Divinitatea Dumnezeu. Putem schimba orice și karma. De ce? Semințele karmei trecute nu pot germina dacă sunt prăjite în focul înțelepciunii divine. Remediile astrologilor sunt bazate pe spiritualitate prin repetarea unor mandre benefice și de protecție. Purtarea de anumite bijuterii, pietre prețioase, semiprețioase și nu în ultimul rând de metale, brățări de metale, aur, argint, cupru, care este un bun conductor de energie și chiar plumb folosit mai ales la cei care nu știu că au o afecțiune ascunsă a ficatului. Credeți-mă, vindecarea este dureroasă chiar dacă nu simți când ficatul tău nu e bolnav. Sfătuiți un bun astrolog, înțelept, vindecător prin metale. Ceva care va trebui să clarific. Biserica Ortodoxă a acceptat doctrina de reîncarnare în secolul al V-lea. Problema este că mulți creștini au crezut că reîncarnarea îl va face pe om să manifeste salvarea imediată. Adevărul este că reîncarnarea pe pământ va fi până când ajungi la conștiința Fiului lui Dumnezeu. Și chiar vă rog să mergeți la Matei 3 cu 15. Fiți atenți la diferențele de nume din Vechiul Testament și Noul Testament. Ca exemplu, Ioan Potesătorul și Isus sunt cunoscuți ca Elijah și discipolul Elișa, care a fost schimbat în traducere ca Eliseus de către greci. Isus de două ori l-a identificat pe Elijah, Elias ca Ioan Botezătorul. Tot ceea ce vedeți pe cărțile de tarot, cum ar fi roata, lumea, sunt cele patru evanghelii. Evanghelia lui Matei, omul cu aripi, Abraham, începătorul, Evanghelia Marcu, leul cu aripi, semnifică curajul, monarhia, Luca, bivolul cu aripi, reprezintă sacrificiul, și Ioan, vulturul, eternitate, cerul. Le puteți găsi și pe site-ul meu. De ce fac această introducere? Pentru că totul are nevoie de un studiu aprofundat și toate se leagă între ele. Fiecare are libertatea de părere, dar bazată pe un studiu. Această introducere este pentru a clarifica însemnătatea horoscopului și relația cu astronomia și spiritualitatea. Pentru că veni vorba de spiritualitate, de pe 8 februarie, Chetu, nodul sud, intră în Nakshatra, constelația este Nakshatra, Vișaca. Vișaca este conectată cu Jupiter, cu spiritualitate. Cum poți fi mai generos, bun, cum poți ajuta? Cei cu o planetă în Vișaca vor avea puterea de a manifesta tot ce își pun în minte. Este un atu pentru ei. Deci cei care aveți hărțile puteți vedea. Ce planetă o aveți în Vișaca? Chetu, nodul sud, este karma din trecut. Definiția karmei este acțiune și reacție, cauză și efect, semănat și secerat. Cu alte cuvinte, fiecare secret va fi spus. Fiecare crimă va fi pedepsită, fiecare virtute va fi răsplătită, fiecare greșeală va fi corectată în pace și certitudine. Vișa este semnul V, cunoscut de toată lumea de la masoni și multe alte organizații oculte. Acest V îți arată ceva care ia două direcții, una materială și una spirituală, care de fapt se întâlnesc în același punct. Luați ca exemplu credința lui Dumnezeu, multe religii cu un singur Dumnezeu. Deci de pe 8 februarie până pe 12 aprilie vom avea Nakshatra Vishaka în scorpion, după care, de pe 13 aprilie până pe 18 octombrie, va fi în balanță. Nu uitați că nodurile se mișcă în sens invers. Vreau să gândiți logic ce înseamnă zodia balanței când va trece în balanță. Pentru a vă da seama ce se va întâmpla, numai așa veți învăța despre voi și astrologie. Balanța este guvernată de Venus. Reprezintă căsătoria, parteneriate, relații, romantism, afaceri, comerț, mai ales piață, uniune, artă, muzică, rol public, lege, tribunal dispute Părțile corpului reprezentate de balanță sunt rinichi, zona pelvică, intestinul gros, cervix sau colul uterin, testicule, ovare, partea de jos a spatelui. Acum vă voi lăsa pe voi să încercați pe baza acestor informații ce se va despărți în ghilimele în general și din ce cauze. Această introducere va fi prezentă la toate semnele zodiacale. Pentru fiecare semn zodiacal vă rog să luați în considerare ascendentul și luna. În ce semn este luna? Pentru că aici va fi cea mai mare influență. Are o însemnătate mare și soarele, dar cea mai mare are ascendentul și luna. Nu uitați, sunt pentru cei care vă știți ascendentul, luna, soarele în astrologia vedică. Am explicat, puteți să găsiți acest lucru cu diferite aplicații. Săgetător ascendent și lună în săgetător în astrologia vedică. Ce avem pentru anul acesta? Păi avem Rahuchetu pe axa 5 și 11. Casa 5-a ține de educație fie veți fi studenți, fie profesori, fie veți învăța ceva antic, ceva la care veți scoate la suprafață. Rahu în casa 5, mai ales în timpul eclipselor, posibil să aveți mici probleme cu copii, poate primul copil. Deci, pentru fiecare în parte este total diferit, dar veți trece prin niște probleme. Saturn este în Taur, după, după, care va transita iarăși în Vărsător, deci va fi pentru o perioadă și în Taur, după care va fi și în Vărsător. Dar aici posibil să vă aducă șansa, în momentul în care intră în Vărsător, să rezolvați niște probleme cu vecinii și poate vă îmbunătățiți comunicarea. Jupiter în casa a patra, Sincer, este excelent. De ce? Pentru că Jupiter este exaltat în Casa a Patra și vă va aduce multe lucruri bune în casă. Poate chiar este bine să faceți o colecție de cărți specifice spiritualității, să poftiți un guru sau un călugăr în casa voastră, să aveți reuniuni de familie. Aduce o energie foarte bună în casă tu este în casa a 11-a, după aprilie, deci posibil să vină probleme din trecut cu frații mai mari sau cu prieteni vechi sau poate chiar cu rudele soției. Jupiter, în schimb, vă va... ajuta să rezolvați foarte multe probleme cu toată lumea, deci este bine să aveți răbdare, să alegeți un mod inteligent de a rezolva și cu un vocabular pozitiv adecvat pentru a nu stârni cu totul altceva. În plus, Jupiter aici este, aspectează de fapt direct casa a 10-a, cariera, și aspectează și casa 8 -a. De ce? Încă o dată mai repet, acolo unde aveți RAC în harta voastră, cu siguranță vor fi schimbări majore. Și mai aveți și în casa 12 -a, scorpionul, care este tot un semn de apă. Deci, Jupiter într-un semn de apă. Semn de apă în casa 8 -a. semn de apă în casa 12 -a. Ce înseamnă? Deci, 4, 8, 10, 12 avem. 4, 8, 10, 12. Foarte mulți dintre voi, posibil să aveți o afinitate spre astrologie, spre ocult, ceva legat de Jupiter sau poate chiar munca voastră va fi legată de așa ceva, poate niște descoperiri în aceste domenii. Rahu Ketu, poziția 5 și 11. 5 este educație, aspectează casa a 10 -a, profesori, guru, deci profesorii vor fi foarte bine aspectați. Ce veți învăța? Ce veți preda? ascendenții în săgetător. Luna în săgetător. Dacă ați vizionat introducerea, veți înțelege sincer ce aspect direct vă face anul acesta. Pentru că e posibil, într-adevăr, să aveți foarte multe legături, aspecte în astrologie și ocult. Saturn în casa a doua, cu aspect direct în casa a patra, vedeți pe linie directă, unde se află Jupiter. Și un aspect în casa 11, unde se află Chetu. Este bine să vă verificați cheltuielile constant. În casa a doua vin banii, în casa 11 este ceva specific prin care vin banii. Dar chetu, pentru că nu este materialist, el este un învățat spiritual, guru, va trebui să ai mare grijă în casa a doua cu proprietățile familiei, cu activele familiei și cred că ceea ce vă va aduce vă o foarte multă energie pozitivă și care mediu, mai ales când este vorba de Jupiter, cred că ar fi bine să faceți o vizită la un... La o mănăstire, la un călugăr, la un guru un învățător spiritual. Poate aveți grijă de un guru. Vă va aduce protecție. Vreau să înțelegeți că Jupiter în uh, Hindi și ca planetă, numele lui Jupiter este guru. Jupiter este aspectat de Saturn. Posibil să aveți niște probleme legate de sănătate cu mama. Pentru unii dintre voi, Saturn, sunt genunchii, poate lipsa colagenului și va trebui să folosiți care este numărul 1 din produsele naturale care are colagen, soia. Aici avem încă o energie a lui Jupiter în care ne dă, de fapt, o relație foarte bună cu familia. Veți avea o relație bună cu verișorii sau cu copiii lor, pentru că aveți și Rahu în casa a cincea, copiilor. Chetu în casa 11 -a, va aduce posibil un animal de casă, pentru unii poate fi un animal sălbatic. Deci în primul rând casa 11 -a este a șasea poziție de la casa a șasea. Deci a șasea poziție inclusiv casa 6 o numărați 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și asta înseamnă că va aduce un animal de casă. La casa a 11-a, în schimb, aveți animalele sălbatice. Poate fi chiar un pui de lup sau orice altceva. Unii au arici. Adică eu. Tot în casa a 11-a sunt frații mai mari și câștigurile financiare. Chetu, poate crea resurse multiple de bani, câștiguri, pentru că chetu este în vișaca și reprezintă la rândul lui o ramificație. Deci este posibil să investiți, să aveți niște câștiguri. Pentru unii pot fi în câștiguri electronice, pentru alții pot fi niște câștiguri de pe seama unor fonduri. Deci, de ce fonduri? Casa 11 are de-a face cu fonduri internaționale. Sau poate fi case de schimb valutar sau um, interesul de a specula în câștiguri de tranzacții, pentru că Rahu se află în casa A5 a 5 și este într-un semn mutabil, ceea ce ne arată foarte multe locații Rahu poate fi și un cazinou sau poate fi un club de jocuri Ce a mai rămas pentru voi? Cred că Saturn în casa a doua, posibil să vă dați și niște probleme legate de câștigul lunar sau uh, atunci când va tranzita în schimb în vărsător, uh, va fi mult mai bine. Uh, și în special când Saturn va fi în vărsător, special pentru Doamne, e posibil să aveți probleme cu gâtul, vocea. E casa comunicării. Uh, mai ales cei care cei cele care își folosesc constant vocea, posibil să fie cântăreți, reporteri, radiofoniști, prezentatori, genul acesta de energie. Deci, încă ceva care vă anunț de fiecare dată poziția lui Venus. Venus, oricând este Venus retrograd, nu luați niște decizii de căsătorie sau poate logodnă va fi retrograd de pe 11 august până pe 6 septembrie. Și când este retrograd Venus nu aduce bani. Deci fiți atenți la această energie. Eu vă doresc un viitor strălucit, o sănătate bună și fie ca Dumnezeu să vă dea tot ceea ce vă doriți. Vă mulțumesc din toată inima că sunteți alături de mine și numai bine.